Dacă vreți să fiți potenți, mâncați salam. Și ascultați salam pe lângă asta. Pentru că vrei să o faci fericită, să se simtă iubită. Știți că în această emisiune avem o rubrică numită Secretele Seducției, care mie îmi place foarte mult, care totuși astăzi cred că va ajunge la final, pentru că diversitatea nu strică și am exagerat foarte mult cu ea, însă am primit foarte multe reproșuri vis-a-vis de această rubrică, în sensul că mulți bărbați supărați mi-au scris și mi-au zis: bă, Dinule, ok, mișto cu Secretele Seducției, dar prea mult pentru femei. Cum să-l agăți? Cum să-l păstrezi? Cum să îl cucerești? Cum să-ți dai seama că te place? Adică, pentru bărbați nimic, ca să ne prindem și noi cum să facem treaba cu sexul opus, cum să ne descurcăm. Și în acest sens, astăzi, m-am hotărât să vă ofer câteva ponturi extrem de utile din punctul meu de vedere. Cum să abordezi pe Facebook? Trăim într-o societate în care Facebook-ul a devenit parte integrată a vieții noastre cotidiene și se pare că va rămâne așa pentru mult timp de acum încolo. În ziua de azi, practic, dacă nu ai Facebook, nu existi. Fără Facebook ești mai pusnic decât era Robinson Crusoe pe insulă. Adică poți să trăiești fără Facebook, dar totuși lumea îți spune: bă, dar n-ai Facebook? Cum? N-ai Facebook? Nu știi nimic, practic. Nu existi în societate. Și în sensul ăsta, e foarte util pentru bărbați să învețe cum se fac abordările și relaționările corect pe Facebook, pentru că în timp ce discutam cu mai multe prietene de ale mele, se plângeau de foarte multe ori că sunt agasate de bărbați care se bagă în seamă cu ele și le stresează, deși ele nu vor să aibă de-a face cu ei și nu știu cum să le gâdile acel punct sensibil în mediul online, adică să le abordeze într-un mod în care să le facă și lor plăcere și să le facă să-și dorească să răspundă. Și în acest sens, m-am gândit, documentându-mă cât mai bine pe această temă, să vorbesc despre cum este bine să abordezi pe Facebook. Deci, dragi bărbați, atenție! Foaie, pix, notați! Cum să abordezi pe Facebook ca să ai succes? Pentru că știți că de multe ori când bagi în seamă o fată pe Facebook, reacția este sin și atât. Ca să nu primiți sin și atât de la femeia pe care o urmăriți și ale cărei poze cu decolteul la vedere le apreciați întotdeauna cu like, 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 astăzi vă spun cum să abordezi pe Facebook. În primul rând, prima regulă, numărul 1, când vrei să cucerești o domnișoară pe Facebook, după ce i-ai dat ad și ea ți-a dat accept, nu o bagi în seamă. Deci nu, imediat cum ți-a dat accept, nu intri pe căsuța cu mesaje și o bagi în seamă. Bună, pisi. Nu. Nu. Niciodată așa. După ce i-ai dat ad unei domnișoare de care îți place și ea ți-a dat accept, primul pas este să te uiți pe profilul ei, să vezi ce pasiune are, te uiți la ce pagine a dat like, te uiți prin ce locuri și-a dat check-in, te uiți pe unde are poze și încerci să-ți faci o idee referitoare la pasiunile ei, ce muzică ascultă, ce filme îi plac. După ce trece ceva timp, o zi, două, după ce ți-a dat accept, pentru că tu trebuie să o faci pe ea să uite că tu i-ai dat ad la prieten, că ea primește 1000 de aduri sau 1000, e impropriu spus, dar câteva zeci primește dacă e o femeie atrăgătoare, încep să-i dai câteva like-uri subtile, adică îi dai un like la o poză. Nu îi dai 100 de like-uri, nu iei toate pozele de profil și îi dai like, 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 like. Nu, așa nu. Asta va arăta doar că ești obsedat. Și nu e ok să fii obsedat. Îi dai like la o poză, îi dai like la un check-in, îi dai like la o melodie pe care o postează, subtil, frumos, pentru ca ea să se obișnuiască cu prezența ta pe profilul ei, cu numele ei, adică să-i apară acolo. Ionică Georgescu likes this, dar nu doar la poze, e foarte important, pentru că în general doar bărbații obsedați like-uiesc pozele. Poți să-i dai like la un check-in, la o melodie pe care a postat-o. Mai departe, ai fi tentat să spui: acum o bag în seamă? Nu. Nu o bagi în seamă. Mai stai să treacă o zi, două, mai te uiți pe profilul ei, vezi ce mai postează și dacă postează, de exemplu, o melodie sau un citat cu un mesaj mai aparte, poți să-i dai un comentariu în care să-i spui un comentariu care să conțină neapărat trei lucruri. O afirmație și o parte amuzantă. Adică dacă a postat o melodie, de exemplu, poți să-i spui: și eu sunt fan Salam, dacă a postat ceva de Florin Salam. Asta e o glumă, sper că nu o luați în serios. Să spunem că nu postează Salam, că bănuiesc că nu băgați în listă femei care au astfel de îndeleniciri de a da share la melodiile lui Florin Salam. Să spunem că ascultă Queen, da? Și dacă postează Love of My Life, de exemplu, poți să-i scrii acolo:
o melodie superbă. Mie îmi place și We Are The Champions, de exemplu. Așa, ea te va remarca. După asta, după ce treci o zi, 2, 3, 4, 5, după ce ai băgat-o la prieteni și ai dat câteva like-uri și ai dat și un comentariu, poți să o bagi în seamă. Dar aici intră regula numărul 2. Niciodată în viața asta, deci niciodată când abordezi o femeie pe Facebook, o femeie pe care nu o cunoști, nu o bagi în seamă cu hei sau cu bună. Deci nu, hei sau bună nu. Știți că bună ești tu, eu sunt superb. Nu, deci nu bună. De ce? Pentru că femeile atrăgătoare în general au foarte mulți bărbați în lista de prieteni care le bagă în seamă. Și seducția, prin definiție, este contraintuitivă. Ce înseamnă că seducția este contraintuitivă? Înseamnă că dacă toți bărbații din lumea asta ar arăta ca Brad Pitt și ar fi un singur bărbat care l-ar arăta ca Adrian Minune, deși pare paradoxal, toate femeile ar fi nebunite după Adrian Minune. Pentru că ar fi altfel decât ceilalți care arată ca Brad Pitt. Referitor la Facebook, asta înseamnă că dacă majoritatea bărbaților o bagă în seamă pe PC cu texte de genul bună, hei, ce faci, tu nu trebuie să faci asta, pentru că asta te va încadra automat în rând cu ceilalți, ceea ce tu nu vrei. Nu vrei să fii ca ceilalți, că dacă ești ca ceilalți, nu e bine. Deci niciodată hei, niciodată bună, niciodată ce faci. Acum o să mă întrebați, păi bine, și dacă fără hei, fără bună, cum o bag în seamă? E foarte simplu aici. Dacă îi urmăriți profilul cât de cât și vedeți ce pasiune are și așa mai departe, puteți să vă legați de o postare de ei. De exemplu, dacă postează o imagine cu un cățeluș, 2-3, puteți să intrați pe chat și să-i spuneți frumoasă pufoșenia, câți ani are. Da, e mult mai bine decât hei, credeți-mă. Deci nu hei, dacă o băgați în seamă pe femeie cu hei, cea mai mare șansă, 90% este să vă dea sin și să nu mai aveți nicio șansă. Când o băgați în seamă, întotdeauna trebuie să o băgați în seamă cu o propoziție care să conțină așa. 1. O afirmație, cum am spus mai devreme, foarte frumoasă pufoșenia, da? Dacă are o poză cu un cățel. Sau, ai gusturi bune în materie de muzică. Deci o afirmație. După aia trebuie să aveți ceva amuzant, să includeți ceva amuzant. Dacă e vorba de un câine, nu știu, spuneți, nu e așa că face dezastru în casă? Sau dacă e vorba de o melodie, puteți să-i spuneți, am observat că asculți Metallica. Sper că nu ascult și Salam în afară de asta. Deci o afirmație amuzantă care să o facă să râdă și al treilea lucru, o întrebare, pentru că așa începe o conversație. Să-i puneți și o întrebare. Câți ani are câinele? Sau ce melodii de la Metallica îți mai plac? Așa vă măriți șansele ca ea să vă răspundă. Pentru că o femeie atrăgătoare, o femeie care are un oarecare potențial, este contactată, poate nu zilnic, dar săptămânal, de câteva zeci de oameni din ăștia care vin și îi spun, hei, ce bună ești, pisi, ce poze mișto ai, vrei să ieșim la un suc? Vă dați seama, ce femeie normală ar accepta asemenea invitații? Bun, deci, prima dată, nu o băgați în seamă imediat după ce i-ați dat ad. Când o băgați în seamă, niciodată cu hei, niciodată cu bună, nu cu replici de genul, hei, PC, ești cumva Google, că ai tot ce caut. Deci nu așa. Și numărul 3, după ce ați băgat-o în seamă și v-a răspuns, este o regulă foarte importantă, deci e bine să o notați, niciodată nu îi răspundeți cu o viteză mai mare decât vă răspunde ea. Pentru că vorbeam cu diverse prietene de ale mele și mi-arătau când eram cu ele în oraș, uite-mă, obsedatul ăsta îmi dă mesaje, hei, bună, ce faci, ce mai zici? Și când le răspundeau, bine tu, la 2 secunde după, imediat, la tasta acolo. Asta dovedește 2 lucruri. 1. Că ai foarte mult timp liber, ceea ce nu e ok. Și 2. Că tu vorbești cu acea femeie doar pentru că vrei să o faci fericită, să se simtă iubită. Și o femeie, bine, asta e o melodie, deci nu vrei să-i arăți unei femei că tu vrei ca să o faci fericită, să se simtă iubită. Știți melodia, nu? Deci întotdeauna când dialoghez cu o femeie pe Facebook, trebuie să-i răspunzi ori la fel de greu cum îți răspunde ea, ori mai târziu de atât. Adică dacă ea îți dă o replică după 2 minute la un mesaj, tu încearcă să-i răspunzi după 3 minute. Pentru ca să dovedești că nu ești un obsedat care stă toată ziua cu telefonul în mână ca să vadă ce semne primește de la ea. Pentru că asta nu e ok. Și după mai departe, dacă v-a răspuns la mesaj și urmați acești pași, conversația o să se încheie. Și mai e un pas foarte important. După ce începeți să dialogați cu ea,
nu vă grăbiți să-i cereți o întâlnire. Este un lucru foarte important, pentru că aici mulți bărbați o dau în bar, adică femeia le răspunde, încep să dialogueze una alta și imediat hai să ieșim în oraș. Asta la fel o va duce pe ea cu gândul la faptul că tu ca bărbat vrei doar să o faci fericită, să se simtă iubită. Și nu e ok. Așteptați puțin să se încheie o conversație, ea să se simtă confortabil cu a vorbi cu voi, voi să vă simțiți confortabil cu dialogul cu ea, apoi îi cereți numărul de telefon, vorbiți puțin la telefon și după, la final, hai să ieșim în oraș. Niciodată imediat, gata, i-am dat ad, hei pisi, ce faci, hai să ieșim la o cafea și după hai să la la la. Nu. Deci, așa, din punctul meu de vedere, niciodată un bărbat nu o să abordeze o femeie care are mai mult de două circumvoluțiuni pe Facebook, pentru că nu se poate, nu așa, așa nu. Deci, ăștia sunt pașii. Așteptați puțin până o să o băgați în seamă după ce i-ați dat ad. Nu vă grăbiți să-i răspundeți atunci când vorbiți cu ea, adică dacă ea v-a spus bine, tu ce faci, niciodată, imediat, hai să ieșim în oraș. Nu, așteptați puțin 2, 3, 5 minute, dați-i sin, mai plimbați-vă, mai beți o cafea, după îi răspundeți, pentru ca să nu arătați că sunteți un om care e disperat neapărat să dialogueze cu ea. Lăsați conversația să se încheie în mod natural, preocupați-vă. A, și încă o chestie foarte importantă care ține de comunicare în general, nu numai de seducție, niciodată nu puneți întrebări închise. Am observat asta și când mă uitam că mai am prietene cu care socializez și care mi-arată ocazional conversațiile pe care le au cu diversi admiratori. Niciodată nu puneți întrebări închise. Îți plac cluburile? E o întrebare închisă la care poți să răspunzi cu da sau nu. Nu. Pentru că o conversație se încheie, trebuie să puneți întrebări deschise. Unde îți place să ieși în oraș? Am văzut că asculți dubstep, că ai dat share la o melodie cu dubstep. În ce cluburi mergi ca să asculți dubstep, de exemplu? Întrebări deschise întotdeauna, întrebări deschise la care ea să poată să răspundă și mai departe să se lege natural o conversație. Bun, acum sper că nu mai este niciun domn supărat pe mine, pentru că în această rubrică Secretele Seducției am vorbit foarte mult despre cum pot femeile să cucerească bărbații. Sper că m-am revanșat cu această abordare foarte interesantă despre problematica comunicării și socializării în mediul online și vă doresc succes!